Și vreau să vă spun așa, într-o lume în care totul se întâmplă foarte repede, uităm foarte ușor și foarte repede oameni, locuri, amintiri, dorința noastră a celor care ardem aici pe scenă este ca voi oamenii să nu ne uitați niciodată și să ne ascultați cântecele și din când în când, în colțul gurii, să zâmbiți sau să vărsați o lacrimă pentru fiecare cântec și pentru fiecare trăire. Cântecul pe care l-am ales să-l cânt astăzi în memoria regretatului nostru, Petrică, este cântecul dedicat mamei lui, cea mai importantă ființă din lumea asta. Vine toamna, cade bruma, Doamne, ce-o mai face muma? Cu gândul la el și la dumneavoastră, vă mulțumesc! De o săptămână încoace, ochiul stâng mi se tot bace. Frunzele au căzut de-a palma, nu le mai mătură mama. Mi-e pustie o grada, a îmbătrânit și a mâi. Faci, Doamne, o minune să mi se bată de bine. Să faci, Doamne, o minune să mi se bată de bine. Câta frunză ruginie, pare că văd curecea pustie. Nu mai place, măicuța, a îmbătrânit și a mâi. Vecina câteodată strigă ori pace în poartă. O vecină câteodată strigă ori bate în poartă. Pace n-are bani de pâine, n-are azi, n-are nici mâine. Se zbate în grișine voi, dar se pânește cu noi, măi. Poate n-are bani de pâine, n-are azi, n-are nici mâine. Se zbate în grișine voi, dar se pânește cu noi. Ansamblu Maria Tănase.
Nicolae Drăghia, dirijor, le mulțumesc din suflet, cu sufletul vă mulțumesc, oameni dragi. Vouă! Frumoasa Emilia Ghinescu!